Ne ducem la Ciolacu. Ciolacu este evident un comunicator mai bun decât a fost în ultima perioadă dinspre partea guvernului. Fică domnul Ciucă. Bun bun, bun. Domnul Ciucă, eu în continuare am o simpatie pentru el, mă rog. Dimensiunea lui de general pe mine, mă, general aflat pe câmpul de luptă, pe mine mă motivează. Asta e uniforma. Dar la nivelul comunicării. Ai avut, și tu traume când erai mic. Am avut bunic <laughs> Am avut bunic ofițer, așa și cred în continuare în importanța uniformei într-o țară, dar asta este altă... În vremurile astea, eu zic că e zic din ce ce mai important. Bun, mergem. Ciolacu reușește să fie un comunicator uh, harmic, vorbește mult, abordează multe teme, reușește să genereze știri, cam unde se duce, face știri. Echipa lui de comunicare prinde destul de bine subiecte și îl pune în situații de multe ori favorabile, uneori și, mă rog, povestea cu sutăia de lei... Mai complicată. Să cu luzea. Bonu, cu Bonu, ah, da, ferească Dumnezeu. Da. Așa? Dar una peste alta este un comunicator care umple spațiu, ceea ce este important. Adică nu-l mai lasă pe nu, e, domnul e singur, Simeon. Pe, e singur pe scenă. Exact, Bun, pe da. e singurul care se mai bate cu, cu Simion în parte. Bun. Problema pe care însă o are domnul Ciolacu la acest moment în postura sa de prim-ministru este că are prea mulți înamici dezvoltați odată. Fiindcă a deschis prea, prea multe fronturi și fronturi. mult prea multă lume îl critică. Și revenim la subiectul cu cash -ul. Am înțeles care e tema cu cash-ul. Sunt țări europene care au impus asta când au vrut să limiteze evaziunea fiscală. Ok. Dar când tu ai atâtea probleme cu care te confrunți, fiindcă îți pui în cap sindicate, îți pui în cap patronate, îți pui în cap organizații străine, îți pui în cap... Îți în cap oameni care trăiesc la exact. țară, ci jumătate din populație. Deci ai foarte multă lume pe care ți-o pui în cap, îți mai adaugi încă un subiect de, de criză. De fapt, eu nu pot, nu e treaba mea să contest măsura din punct de vedere al logicii economice. Probabil că e logică. Numai că ești un an preelectoral și există și o logică a comunicării. Inevitabil, vrei sau nu vrei, există o logică a comunicării. Logica uh, al care e principală temă este nu deschide prea multe fronturi odată. Fiindcă nu ai atâtea ce, guri cu... să te aperi. Da. Mai mult decât atât, mai este încă o comunicării. În principiu, nu mai vorbi singur. Mai pune și pe alții să se bată pentru tine. Fiindcă în momentul de față, Ciolacu rezistă extrem de bine în și situația de one man show. El este la one man show Vorbește singur, se bate singur Dumnezeu, ține și loc de președinte În ultima vreme Bine, mă rog, asta e un loc gol de multă vreme ah, Iartă-mă că uh, am intervenit, te rog Da, adică acolo da, și, uh, și Dar cine ar putea să mai Bun, asta nu-i treaba mea ah, N-au decât să lucrezească da. comunicatorii în partid Sunt, în partidul ăla sunt mulți oameni valoroși PSD, care pot vorbi. Din punctul de vedere al încasării Sau neîncasării este la remorca, în momentul ăsta, a lui Ciolacu. PSD, da. În momentul de față, Ciolacu este titularul de contract, cu ar veni. Și PSD-ul mai are încă o calitate, are încă o șansă foarte mare. E multă lume în țara asta care nu place nici USR-ul, nu place nici Aurul. Diverse motive. Mm -hmm. e, dintre cele două partide rămase, dintre PSD și PNL, PSD-ul dă mai multe motive de a fi plăcut decât de PNL-ul. În momentul de față, dintr-un motiv simplu. Totuși, principala voce a PNL-ului este Rareș Bogdan. Rareș Bogdan, care, mă rog, este un jurnalist bun. A fost, cunoscut. Că nu mai e jurnalist. A fost un jurnalist, să spun, este un om care a fost un jurnalist bun. Și este un europarlamentar Care are notorietate, are, notorietate, are notorietate. Dar este izolat în sine. Adică, deși este prin vice al partidului, este un personaj izolat. Iar vocea lui este chiar departe de vocea partidului adică nu e consonant, astfel încât Ciolacu, totuși când vorbește, vorbește într o noimă oarecum coerentă cu partidul pe care îl reprezintă și doi își ține un public alături de sine, fiindcă zona bugetară, zona pensionarilor, oricum este acolo și este o, o bază electorală mare dacă zona ne uităm la ajutătorii sociale, da, da, da. da. Noi dacă ne uităm PSD-ul e la un 30% cam pe acolo, că se mai duce la 22, că e la 31. Și a rămas. E cam stabil și, mă rog, nu știu, nu-mi nu, nu, nu place să fac pronosticuri, dar nu dă semne că va cădea foarte brusc, cel puțin în viitorul apropiat. Mm -hmm. Mai ales că uh, Ciolacu, repet, datorită echipei de comunicare, bănuiesc și monitorizărilor și flerului politic, știe să, să se adreseze temelor socioeconomice. Adică atunci când ele pâlpâie, se duce și vorbește despre ele. Nu, nu și am descoperit un ciol, un cu un comunicator la care nu mă așteptam, da. sincer. Păi hai să ținem minte, anul trecut, când a fost nebunia respectivă, că, datorită sau din cauza războiului din Ucraina, prețurile o să iasă în aer, N-a vorbit Iohannis, n-a vorbit premierul Ciucă, nu vorbea ministrul de Finanțe, cine vorbea era președintele Camerei, Ciolacu, care spunea o să facem, o să dregem, o să calmăm populația, stai da, liniștită. Atunci... Or, lucrul acesta ține un anumit tip de flare politic. Un flair al răspunderii la minutul crizei, la minutul întrebării, cu ieșitul răspunsului. Există un concept de red flag, steagul roșu, stegulețul -ste roșu, care da. zbârne. În secunda în care o temă se încălzește și vezi perețele pe, rețele, pe că... Adresează temei, nu, nu lăsa să da, să, da, Adică fie acolo, vino cu ceva. Ceea ce face Ciolacu, asta e clar. Ceea ce face Ciolacu și ceea ce face Simion.